Bine v-am regăsit, prieteni! Urmăriți o nouă ediție Jurnal de Otopeni Conexiuni. Câți dintre noi reușim să fim consecvenți în pasiunile noastre? Ei bine, vă prezentăm în jurnal un mare campion, un om care și-a dedicat viața unei ramuri sportive de anvergură. Tot acum veți face cunoștință cu Pufi și Birlic. Doi antreprenori care au rupt gura târgului cu un grătar și o dăruire nebună. Și ce se întâmplă când între primari și locuitori există respect și chiar sentimente, vă arătăm acum. Iată ce puteți vedea la noi. La Pufi și Birlic mănânci mult, plătești un pic. Cu acest slogan culinar, mâncare delicioasă și multă pasiune, doi prieteni își fac clientela fericită de 15 ani. Unde? În Otopeni, bineînțeles. Ce se întâmplă când între primari și cetățeni există respect și încredere? Vă arătăm acum! Cel mai mare ciclist din istoria României se destăinuie. Care sunt secretele succesului și la ce a renunțat pentru a-și împlini visele? Care este, practic, rețeta noastră de performanță? Care au fost elementele principale? Muncă și renunțări la viața privată, la viața, la plăcerile vieții. Au porecle din copilărie pe care le-au transformat în nume de meniuri. Doru și Iulian, alias Birlic și Pufi, fac furori în Otopeni. Grătarul Pieței, restaurantul lor, este unul din reperele culinare ale orașului de 15 ani. Sloganul lor e, la Pufi și Birlic, mănânci mult, plătești un pic. Renumele localului e atât de mare încât chiar și în plină pandemie locuitorii i-au păstrat în topul preferințelor, făcând zilnic comenzi substanțiale. Povestea celor doi prieteni și a business-ului lor de succes chiar acum. Prieteni, am intrat într-un loc special. Este unul din reperele Otopeniului, pentru că Otopeniul este plin de surprize în permanență. Și cred că veți fi foarte plăcut impresionați de tot ceea ce se va întâmpla aici. De altfel, Ștefan deja a surprins câteva ingrediente minune. Suntem de... Cum e sloganul? Cum era sloganul? La Pufi și Birlic, mănânci mult, plătești un pic. Da. Doru și Iulian, bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua, îmi pare bine că ați venit la noi. Sunteți acționarii? Să zicem. Da, acționarii, prieteni. Prieteni, bun. Cei care ați făcut din grătarul Pieței un reper în Otopeni, plin în fiecare zi. Aveți o clientelă de foarte mulți ani și produsele sunt de calitate. Chiar vreau să vă întreb, ce contează cel mai mult într-o afacere de genul ăsta, Doru? În primul rând, contează foarte mult calitatea produselor, gustul. Și noi prin asta facem diferența, că avem un gust nu specific de restaurant, un gust specific ca la mama acasă, ca să spun așa. Asta e clar. Ne-am gândit să dăm drum la bucătărie, ne-am gândit cum să dăm drum, cum să facem, că nu puteam să mergem fiind mai multe restaurante. Ne-am gândit împreună, când am dat drum prima oară la bucătărie, am lucrat și cu soacra mea, care e bucătăreasă și așa mai departe, și am zis, bă, facem mâncarea ca acasă. Exact ca acasă, gătim ciorbele ca acasă, totul ca acasă, ca să aibă gust și să simtă omul când ca vine să mănânce. De unde vin poreclele astea? Că sunt porecle, nu? Pufi și Birlic. Sunt din copilărie, nu? Da. Mie îmi spune Pufi doar ce când îmi dăduse puful la început la barbă, eram foc să mă bărbieresc și un prieten de-al meu zice, de-abia ți-a dat puful și vrei să... Și de atunci mi-a rămas Pufi. Și mi-a rămas porecă la Pluf. Tu cum ai ajuns Birlic? Am veleități artistice. Artistice, da. Dar limitai pe celebrul Birlic? Imitam foarte multă lume și... Da? De la 7 ani mi s-a spus Birlic. Gregor. Grigore Birlic. Da, Gregor. Probabil cel mai mare actor de comedie pe care l-a avut România. Sigur, după părerea mea. Da, după eu așa zic. Și interesant. E ca la latin. Știi că la latin, dacă îți spun o poreclă în copilărie, nu mai scap de ea toată viața. Vezi că asta e diferența între otopeni și alte medii mai complicate și complexe din București. Aici oamenii se cunosc, sigur, de aici, comunitatea e foarte unită, sigur că vin din ce în ce mai mulți și se mută în otopeni. Sigur. Pentru că otopeniul e atractiv. Cum reușiți voi să
vă mențineți în ideea acelui slogan, mănânci mult, plătești un pic. Plătești un pic. O să vorbim și despre Birlic și Puffy, care este istoria acestor nume, dar cum reușiți să mențineți echilibrul ăsta între preț și calitate? În primul rând, având în vedere și investițiile care sunt făcute... Eu să știi că o să gust. Chiar vă rog. Eu nu le las așa să se răcească. Chiar vă rog, chiar vă rog. Asta e ideea unui, unui întâlniri de genul ăsta. După care să ne spune și un feedback. Da, clar. Asta ce e, e... Ciorbă de pui la grec. Ciorbă de pui la grec. Da, în principiu, plătești un pic pentru că dorim să vindem, să ne raportăm la toți consumatorii, nu? Și la bădică și la opincă, ca să spunem așa. Și la mici, eu știi că toată lumea, tot românul consumă mici, dar parcă unii sunt mai mici decât alții, știi? Adică mai mici în sensul de mai adevărați, mai... Voi de unde îi luați? Îi faceți voi? Am avut o perioadă în care am făcut noi micii, dar acum colaborăm cu celebrul Mircea Măcelaru, ca să spun așa. Dânsul chiar e celebrul? Da, da, da. Ești aici la piață, la Otopeni, da, da, are un punct de desfacere, îi luați micii de acolo, carnea trebuie să fie de calitate, clar, pentru că la român contează enorm. Da? Știm, de atâția ani de zile știm cât trebuie să luăm, nu ne aruncăm să luăm, să rămânem pe stoc, să se întâmple ceva. N-am avut în decursul anilor, 12 ani, n-am avut nicio problemă cu reclamații, cu, reclamații, cu calitate. Nimic, 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 din contră, mai bine gătim mai puțin, să terminăm mâncarea, nu avem. Închidem mâncarea sau respectivă, nu, da, decât sau... să rămână pe stoc. Decât să rămână să, în fiecare zi, să gătește în fiecare dimineață ciorbe, toată mâncarea. Vin foarte multe firme, în primul rând, să mănânce la noi. Avem foarte multe firme, livrări, avem catering, avem și antiere unde ducem. Mă rog, ne raportăm, repet, la ce merge piață cel mai bine? Vă întreci pe voi, zi, Iulian. Grătarul, fiind natural pe cărbun, e, nu știu, cred că e cam singur din Otopeni, nu vreau să fac reclamă sau ceva, dar... Facem reclamă, că de-aia ne-am întâlnit. Nu, dar în ideea că sincer, n-aș veni într-un loc în care produsele nu-mi plac. Adică, până la urmă, e un merit al vostru, de ce să nu vorbim despre, cum să zic, astfel de produse, de ce să nu vorbim la superlativ, de ce să nu facem reclamă, până la urmă, dacă merită. Și mergem pe totul proaspăt, cum am spus și... Adică... Gustați mâncarea toată în fiecare zi? Noastre, familia în fiecare noastră dimineață aici să gustă ciorbele. Tot, acasă am bucătărie degeaba. Totul se gătește aici. Copiii noștri mănâncă aici. Familia. Familia. Și până și copiii angajaților mănâncă aici, fără nicio problemă. Serios? Serios. Și angajații și-au mâncare acasă. Adică nu... E o familie, până la urmă. Cred că asta e particularitatea voastră, o familie mai mare. Da, 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 cam așa. Sunt cam aceiași de foarte mulți ani. Nu s-au rulat foarte mulți oameni aici la noi, care muncesc, care ne ajută. Top 3 meniuri la voi. Le ținem așa. B2. B2. Namboran, Birlicu, nu? Bil. 2, pardon. Da. E cu ceafă. Da. Și Puffy, Puffy 1 cu pulpă. Cu pulpă. Astea sunt master, sau astea se vând cel mai bine. Da, da, da. Și ciorbele, bine, repet. Și ciorbele. Ciorbele sunt top 3 pentru că se vând din cauza gustului. Sunt foarte bune. Și fără pic de modestie. Să-ți confirm că această ciorbă de pui la grec este genială. Mulțumim frumos. Am avut o promoție și o avem în continuare, dar n-am mai reușit să o promovăm, dar o vom relua, cu orice meniu în așteptare, așa, unde așa oricine poate să vină să lase niște bani, da, pentru oamenii săraci. Noi, fiind în zonă, știm cine sunt, le dăm tag pe Facebook, da, în momentul în care am distribuit mâncarea de banii care ne-a lăsat o persoană respectivă. Și am avut foarte multe acțiuni de caritate. Contează să ai suflet. Asta e concluzia întâlnirii noastre de astăzi. Inimă mare, deci pasiune. Să nu faci rabat de la calitate și să muncești așa cum trebuie. Să nu păcălești munca. Și n-ai cum să n-ai succes. Ce se întâmplă când între primar și locuitor există o relație solidă, dincolo de orice interese și rațiuni electorale? Vă arătăm chiar acum. Dragii mei concetățeni, mă bucur de fiecare dată când mă revăd cu dumneavoastră și sunt la fel de bucuros să vă răspund și la întrebări. Și mie îmi place, sunt de curând venită și îmi place foarte mult, nu știu ce să vă spun. Ce ați observat așa ca plus în acest oraș? Ce vă place? Îmi plac oamenii, îmi place liniștea. Eu vin din București
Și îmi place mult, așa mă simt ca într-o stațiune. Da, într-adevăr, e interesantă părerea doamnei. Sigur că venind într-un oraș foarte aglomerat, într-o metropolă ca Bucureștiu, Otopeniu, care într-adevăr are multe spații verzi, care e foarte curat, ordonat și liniște, sigur că pare într-adevăr stațiune, cum a zis doamna. Îi mulțumesc frumos pentru părerea bună pe care o are față de orașul nostru. Ar trebui să... Întrucât în Otopeni nu sunt situații sau cazuri de pozitiv la coronavirus, să guvernanții să dea voie acolo unde nu sunt aceste situații, să dea drumul la căminul cultural, la casa pensionarilor, eu sunt pensionar și activitățile astea nu sunt de 3-4 luni, nu mai au locul și suferim din cauza aceasta. Eu am fost întâmplător cu soția, am fost 14 zile în izolare, autoizolare, am venit din Turcia și am intrat în autoizolare. Aici, după câte am aflat prin diverse cunoștințe, aici ni s-a asigurat masă caldă 14 zile, ceea ce în alte zone, în alte primării, în alte orașe, nu se găsește această facilitate. Într-adevăr, au beneficiat de toate condițiile și toate facilitățile. De punct de vedere al începerea activității la Clubul Seniorilor, a punctat foarte bine dânsul, nu ține de administrația publică locală, ci ține de o decizie a Comitetului Strategic la nivel de guvernamental. Așteptăm să se relaxeze situația sus, să ne dea voie și, bineînțeles, în momentul următor o să pornim toate activitățile și la Centrul Cultural, și la Clubul Seniorilor, și la Clubul Sportiv. Dar până atunci am încercat să fac tot posibilul să ținem legătura, să interacționăm și sistemul online și am deschis pagini de Facebook atât pentru Centrul Cultural cât și pentru Clubul Sportiv și Clubul Seniorilor. Sunt lucruri deosebite acolo, oamenii pot să vadă o serie de filmări, o serie de fotografii frumoase de la evenimente care au avut loc până în martie 2020. Ce lipsește deocamdată? Nu lipsește nimic. Totul e pentru noi, totul e ok. Domnul primar să fie sănătos, că ne-a făcut tot ce ne trebuie. Ce se face cel mai mult? Care sunt facilitățile pe care le folosiți cel mai des? Clubul pensionarilor îl folosesc. Nepoțica cu dansuri populare, casa de cultură, spectacole, deci tot folosim, parcurile. Deci suntem cei mai fericiți pensionari. Și cunoașteți pe domnul primar? Puteți să-mi spuneți câteva calități pe care le are? E un om deosebit, deci din 93 noi stăm în Otopeni, e un om deosebit, are răbdare cu toată lumea și de toate categoriile. Nu știu ce să spun. Deci nu am cuvinte să spun. Oriunde salută, respectă, nu știu ce să spun mai mult. N-am cuvinte de laudă mai. Ce să spun? Da, o cunosc pe doamna, sigur că o cunosc foarte bine. Mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ai adresat. Așa este, de 24 de ani sunt aici și de 24 de ani am răbdare. Îmi duc munca cu tenacitate mai departe, cu respect și bun simț pentru fiecare membru a acestei comunități. Face referire dânsa la Clubul Seniorilor, pentru că o știu foarte bine de acolo. Într-adevăr, decizia, așa cum am spus și anterior, nu este la noi, așteptăm o decizie la nivel guvernamental. Sperăm ca lucrurile să meargă bine, să evolueze mai bine decât sunt în momentul ăsta și probabil și aceste activități ale Clubului Senior, al Centrului Cultural și al Clubului Sportiv vor reîncepe într-o perioadă următoare. Ce vă place cel mai mult aici în Otopeni? Mie îmi place tot că sunt născută, crescută aici, vă dați seama. Despre primar, ce părere aveți? Da, foarte. Foarte, adică se ocupă, e, ține cu, cum să zic eu, cu cetățenii, cu, dacă mergi la el cu o problemă, mai decât să rezolvă. Numai decât. Una singură am avut și de 60 de ani, 60 ceva, cu niște porumbei sus deasupra la... Și imediat mi-a trimis o nacelă. A trimis băieții cu nacela ca să mi-a stupe găurile alea, să nu mai intre porumbei acolo. Deci ați mers și ați vorbit cu el, i-ați spus? Cum ați procedat? Da, i-am spus că am auzit că dânsul trimite să repare acoperișurile la blocuri și... A zis că da, unde? Mi-a zis blocul tot, i-am spus unde și nu a durat două, trei zile și a venit băieții cu acela. Da? Deci s-a rezolvat? Numai decât s-a rezolvat.
Da, într-adevăr, are dreptate doamna, ne cunoaștem foarte bine. Am trimis, într-adevăr, echipele respective, au intervenit prompt în cel mai scurt timp. Referitor la repararea acoperișurilor la blocuri, știți că noi am avut două programe, unul care s-a referit la fonduri europene și reabilitarea exterioară a tuturor blocurilor, și interior, dar și exterior, și un program de intervenție acolo unde cetățenii, proprietarii din blocul respectiv nu au dorit sau poate nu s-au înțeles între ei pentru a intra în acest program, un program prin care intervenim cu o echipă de băieți care efectuăm reparații la acoperișul blocurilor pe o perioadă scurtă, până când înșii se hotărăsc și intră în programul normal de reabilitare. Să-mi spuneți așa în câteva cuvinte cum vi se pare schimbarea asta în anii orașului, ce ați observat că s-a îmbunătățit, care a fost evoluția cea mai vizibilă? La început noi nu aveam canalizare, WC în curte, căldură la sobă, deci în acești 30 de ani s-au făcut foarte multe. Avem acum condiții ca un oraș așa cum a fost declarat în anul 2000. Și suntem foarte mulțumiți, împreună cu toți cei care, cunoștințele mele, cu care am copilărit, oameni care au venit de-a lungul timpului aici, sunt foarte mulțumiți și ei. Da. Sunt curioasă dacă există și minusuri. Ce considerați că lipsește și ar trebui să se facă în viitorul apropiat? Eu am fost mulțumită pentru că sunt mulțumită pentru că a înflorit așa deodată. Nu pot să spun că îmi lipsește ceva la ora actuală. Făceam acest drum, îl făceam pe jos. Acum avem din sfert în sfert de oră, putem să călătorim și gratis, bineînțeles, pentru pensionari. Acum e pandemie, dar avem un club al seniorilor, unde noi cei de o anumită vârstă, adică cei care suntem pensionari, participăm la diverse activități, ne simțim și noi mai tineri, participăm la excursii, avem casa de cultură care ne aduc spectacole fiecare săptămână, ceea ce nu era în trecut. Ni s-a îmbunătățit viața. Da. Primar, ce știți? Care ar fi așa câteva calități și poate și defecte? Se vede că e bun gospodar din tot ce a realizat. Eu știu, poate mai multă colaborare cu noi pe vizite, așa, pe drum. Îi mulțumesc frumos pentru păreri frumoase deosebite doamnei Barbu, da? Referitoare la activitatea mea, mă cunoaște și ne cunoaștem foarte bine. Într-adevăr, am florit orașul, dar nu chiar spontan, a fost o muncă tenace, susținută, pornită în 1996 și așezată pas cu pas. Au fost două lucruri importante. Unul, realizarea unui buget care să permită o dezvoltare adevărată și apoi derularea în etape progresive a acestor dezvoltări în orașul nostru. A făcut o referire, o observație, da, la program, în sensul că nu m-a văzut pe drum sau pe stradă sau în localitate. Eu umblu și acum în continuare, să știți că am un program exact ca cel de acum 20 de ani, am audiențe permanent zi de zi aici la birou, mai am și activități legate de buna coordonare a tuturor compartimentelor pe care le-am în subordine, dar și deplasări pe anumite zone, pe anumite șantiere, pe anumite străzi. Probabil nu ne-am întâlnit noi, dar nu e nicio problemă. Îi mulțumesc frumos pentru lucrurile frumoase și vorbe frumoase care le-a spus despre activitatea mea. Primar, ce puteți să-mi spuneți? E pâinea lui Dumnezeu. Pe mine m-a ajutat în repetate rânduri. Puteți să-mi spuneți un caz în care v-a ajutat? Cum a rezolvat o problemă? Mi-a dat bani și m-am operat. Dar cum ați făcut? Ați cerut o întrevedere la dânsul? Cum ați făcut? Am vorbit cu dânsul și da, Rodica, s-a aprobat. M-am dus întâi cu primul și pe urmă m-am dus și cu al doilea. Deci am dat bani pentru tratament sau pentru o operație? Pentru operație. Am făcut operația pe Bulevardul 1 Mai la SRI-ul ăla acolo. O doctoră de nemaipomenit. Și deci așa ușor a fost? Ați mers, i-ați spus că aveți o problemă, că nu puteți să rezolvați? Nu mai, n-am cum, că am pensia mică, mai am și doi copii cu handicap pe cap. Dar dacă n-ați fi făcut operația, ce s-ar fi întâmplat? Ne-am fără vedere. A fost oarbă. Da. Mă ducea de mână copiii. Asta e. V-a ajutat să nu vă pierdeți vederea.
să dea Dumnezeu să ia din nou mandatul, să fie lângă noi. Da, într-adevăr, ne cunoaștem foarte bine. Am fost vecini și într-o perioadă. Doamna a avut mari probleme de sănătate, dar și doi copii cu probleme mari. Pentru că sunt oameni care nu au o putere financiară, materială, să susțină anumite operații, anumite intervenții, iar dacă întârzie o lună sau chiar mai mult, s-ar putea să-și piardă un ochi, s-ar putea să-și piardă o mână sau un picior. Au fost multe cazuri de genul ăsta în care am salvat și viețile oamenilor, și vederea oamenilor, și mobilitatea oamenilor. Multe lucruri deosebite care le-am făcut în cadrul compartimentului de asistență socială. Dânsa este unul din sutele de cazuri care au trecut și au beneficiat de acest program pe care l-am creat eu cu mult timp în spate, pornind, gândindu-mă și văzând în jurul meu multă suferință și mulți oameni care nu au posibilitate să-și plătească singur asemenea lucruri, și am inventat și am creat acest sistem de ajutor de urgență pentru cazuri de urgență medicale. Îi mulțumesc frumos pentru vorbe frumoase, o femeie de altfel deosebită, cu un suflet frumos. Am ajutat-o ca și pe ceilalți. Este multiplu campion național și balcanic. Mulți îl consideră cel mai bun ciclist român din toate timpurile. Locuiește în Otopeni și ne spune care sunt principalele ingrediente ale succesului. Doamnelor și domnilor, stau de vorbă cu, hai să zicem, un simbol al ciclismului românesc, de fapt nu, hai să zicem chiar așa și este, domnul Mircea Romașcanu, considerat de foarte mulți gazetari sportivi cel mai bun ciclist din istoria acestui sport din România. Sunteți de acord cu acești gazetari? Bună ziua, bine v-am găsit! Adevărat. Nu, este un adevăr, nu-mi place să mă laud, dar stai... Ce e adevărat? E adevărat și mie îmi place să spun adevărul și mă bucur că v-am întâlnit aici. Suntem în Parcul Băneasa. Îi spunem așa, nici nu știu dacă se numește pădurea cumva. Unde, pădurea Băneasa, unde am și copilărit. Ați copilărit pe aici? Da, pentru că dacă sunt născut în Otopeni, fiind aproape... Vă antrenați în zona. Chiar aici veneam cu bicicleta și... În spate vedem niște copii de la clubul CSU Otopeni și soția maestrului și un prieten care este foarte cool, deși are peste 70 de ani, nu-i dai? 73 de ani. Și se întreține, arată foarte bine. Cum e să fii cel mai mare ciclist din istoria acestui sport din România? Ce beneficii v-a adus povestea asta cu ciclismul? În afară de faptul că v-ați satisfăcut, ați confirmat și ați făcut performanță, ați avut și alte satisfacții? Un nume, în primul rând un nume. Rămașcanu Mircea peste tot, și în lume și în țară, Rămașcanu Mircea. Un nume recunoscut și cunoscut. Ăsta ar fi primul lucru. Pe urmă, satisfacțiile pe care le-am avut în toate concursurile. Apoi beneficiile pe care le-am avut au venit în funcție de posibilitățile vremurilor pe care au fost. N-am prins vremurile de astăzi în care s-ar fi putut să particip și într-un tur al Franței, tur al Italiei, unde aș fi câștigat sau aș fi câștigat mult mai mult. Mă mulțumesc cu ce este și este foarte bine și acum. Ați fost multiplu campion național, ați fost campion balcanic. Ați câștigat multe etape în tururile Elveției, Italiei, Greciei, Turciei, multe concursuri, ați participat la Cupa Păcii sau cum se numea? Cursa Păcii, Praga, Berlin, Varșovia. Da, multe evenimente cicliste în viața dumneavoastră și multe performanțe. Într-o perioadă în care sportul era totuși susținut, da, la nivelul acelei perioade, însă cu siguranță n-ați câștigat un aro atunci când ați reușit performanțele de campion național. M-au făcut steliștii când au dat lovitura, când au câștigat Liga Campionilor. Care a fost cea mai mare sumă pe care ați câștigat în urma unui turneu de genul ăsta, unei participări în afară? În afară de deplasările de afară din străinătate, unde câștigam mai mult, a fost o motocicletă Mobra în Turul României în 74, disputat pe 2 săptămâni de concurs. O motocicletă Mobra pe care n-am putut să merg pe ea, am dat-o cuiva, am mers. Cam ăla ar ști câștigul cel mai mare pe care a fost câștigat în România dintr-o dată. Așa adunate au fost destul de câștiguri. Care este secretul performanței din punctul dumneavoastră de vedere? Care este, practic, rețeta noastră de performanță? Care au fost elementele principale? Muncă și renunțări la viața
privată, la viața, la plăcerile vieții. Credeți încă în această formulă de reușită? Numai așa, indiferent când, în orice sportiv de mare performanță, ăsta este secretul performanței, de fapt, nu alte, să spunem, minuni medicamentoase. Eu le consider astea cele mai importante, pentru că eu am făcut așa și mi-a ieșit performanța așa și nu numai în țară, și afară, în străinătate. Cum reușeați să aveți și echipament sportiv de calitate? Totuși, trăiam într-un regim ermetic, era foarte greu să facem schimburi economice cu țări cu performanță în acest domeniu, al dotărilor în zona ciclismului. Cum reușeați să faceți rost de piese? Cum, la cine apelați? Echipamentul îl cumpăram singur atunci când plecam în străinătate. Rusia, nu? Nu, era Italia, unde reușeați? Ne duceam. Da, deci da, puteați da, să vă cumpărați? Cumpăram acel echipament din banii pe care îi câștigam la competiții, pentru că alți bani nu exista. Era o mică diurnă din care luai un cadou pentru copii sau pentru familie. Nu aveai alte posibilități. Însă din competiții, banii pe care îi câștigam de multe ori mi-au existit în materiale de biciclete și în echipamentul sportiv. Ați avut un moment în care ați dus să renunțați? Cel mai greu moment din activitatea dumneavoastră ca ciclist? Nu. De când m-am apucat de sport, niciodată n-am avut momentul să mă retrag sau să mă las de acest sport, cu toate că sportul nostru este cam, eu îl consider cel mai greu sport. Cu toate astea, niciodată n-am avut momentul să renunț la acest sport. Din contră, chiar și când m-am lăsat la vârsta de 35 de ani, m-am lăsat pentru că era postul de antrenor la Dinamo și dacă nu mă lăsam atunci, nu mai prindeam postul. Și atunci am zis, opa, stăm. Bine, era o carieră destul de mare, 35 de ani, sunt convins că aș fi mers și la 40 și chiar și mai încolo. Care a fost pierderea cea mai mare pe care a adus-o ciclismul? Sincer. Da, familia pe care la un moment dat a trebuit să renunț, din toate acele deplasări pe care erau adunate, zile care stăteam acasă erau doar, să spunem așa, 10 zile. Cam așa pe este, pe an. Mama. Cam așa, au fost greu ani. Greu să mai ai viață de familie în condiții. Veneai o zi, veneai, plecai, veneai o zi. Așa am reușit, de fapt, să fac și marea performanță. Fără aceste sacrificii nu puteam să ajung acolo, decât, să spunem, prin alte... Da, nu mai. Da. De 5 ani se ocupă de tinerii cicliști de la clubul CS Otopeni, înființat de primarul Gheorghe Constantin Silviu, cel care i-a și propus să fie antrenor. Cum sunt copiii? Cum au reacționat? Cum sunt performanțele aici, la noi, în oraș? Avem numai locul 1, 2 și 3, cam așa, pot să mă laud. Am sportivi... Le-ați luat vreodată pe toate? Așa că și 1 și 2 și 3? N-am avut atâția sportivi, că sunt de diferite categorii, dar am acolo 2 campioni naționali. Wow, bravo, felicitări! Așa, și soția campioană națională, e diferit tricou, pentru că ea este campioană la amatori. Și de-aia este diferit tricoul de campion național. I-am îmbrăcat în acest fel ca să vedem și performanța lor. Cum e să lucrezi cu domnul Mircea Rămășcanu? Foarte bine. Sunt de un an la echipă. Ăsta este al doilea an. Și cred că sunt pe drumul cel bun. Aș vrea să ajung cât mai sus, să particip la un tur, de exemplu la turul Sibiului. Ești multiplă campionă națională la 22 de ani. Din punctul tău de vedere, care ar fi secretul performanței? Păi cred că performanța presupune și efort, sacrificii. Asta înseamnă multe renunțări, dar în principiu să multă muncă. Mircea Rămășcanu le-a insuflat tinerilor mentalitatea de campioni și la fel a făcut și cu prietenii săi, care sunt și ei la rândul lor pasionați de ciclism. Cât mișcare faceți pe zi? Păi 100-120. De kilometri? Da. Ați venit de la Râmnicu Vâlcea cu bicicleta? Da. Înțelegeți? La 73 de ani. Și cât tensiunea cum e? Cum stați cu tensiunea? Da, niciodată. Și tot pasiunea pentru ciclism este cea care l-a legat de soția sa. Bicicleta este cea care ne-a legat și în continuare este principala noastră activitate, dacă nu chiar singura. Au. Asta așa e cu pasiunile. Păi nu, așa este cu pasiunile, evident. Consumă foarte mult timp.
în afară de muncă. Univers comun și cred că ăsta este factorul care contează cel mai mult într-un cuplu. Exact, este un liant foarte important. Ce contează cel mai mult într-un cuplu? Și vă lăsăm să vă suniți pe bicicletă. Încrederea și susținerea celuilalt. Așa este. Și în sport, după cum ați auzit, perseverența, tenacitatea, sacrificiile sunt esențiale. Și cred că nu numai în sport, în orice domeniu în care se încearcă obținerea unei performanțe. Viața chiar are sare și piper în Otopeni, nu-i așa? Cel mai frumos oraș de lângă capitală este plin de pasiune și culoare. Noi încercăm să vi-l aducem mai aproape de inimă pentru că merită. Puteți viziona jurnalul pe site-ul primăriei www.otopeniro.ro, pe aplicația Infomobile Otopeni.ro, pe canalele de YouTube ale acestora, dar și pe pagina mea de Facebook, Mădălin Augustin Ionescu. Până data viitoare, bucurați-vă de Otopeni!